salut, prieteni. S-a încheiat la ora la care noi ne vedem în această seară gala premiilor Lupește, la care am fost marele câștigător. Știți că vă spuneam la un moment dat că numai un miracol ar putea să mă detroneze de pe prima poziție. Între timp lucrurile sunt rezolvate. N-am impus cu un total, am fost informat, de peste 5.000 de voturi. Am fost declarat omul de media al anului. Am înțeles că sunt într-o companie mai mult decât selectă. Pentru că omul anului a fost declarat Raed Arafat, sportiva anului a fost declarată Simona Halep, iar femeia anului a fost declarată Ana Maria Prodan. Ei bine, uite, de asta nu m-am dus, pentru că alături de Ana Maria Prodan nu o să apăr niciodată nicăieri, dar vreau să transmit și pe această cale că m-am mai exprimat prin jurnalele de știri, am fost solicitat de media din România și din Europa și de peste tot din lume să dau interviuri în calitate de, practic, primul jurnalist al țării. L-am depășit și pe Cristian Tudor Popescu, i-am făcut praf pe toți. Deci am fost solicitat din zeci de locuri, a trebuit să-mi închid telefonul, minute în șir și așa mai departe. Vreau să spun totuși pe această cale, pentru că știu că asta este emisiunea la care se uită oamenii Varanului, pentru că pe ei am învins fără drept de apel, peste 2000 de voturi avans față de Badea, Gâdea și Ciutacu, săracul mănăstire, cred că avea kilogramul de zahăr de 800 de grame, ca la Cornel Penescu pe timpul la Pitești. Vreau să transmit Varanului și echipei sale următoarele două puncte. Aveți 48 de ore la dispoziție să contestați aceste rezultate în mod evident falsificate, să mă dați pe mâna justiției, pentru că de-abia aștept să mă deplasez iarăși la o circă de poliție, este la alegerea noastră la care, de preferință în sectorul 1, pentru că pe alea deja le cunosc, unde dau de regulă cu subsemnatul și să fiu atacat, să ceară așa, daune, cereți, domnule, câte sute de mii de euro vreți, pe bloguri, da? Ca să nu riscați nimic, atacați-mă pe bloguri, faceți-mă praf. Nu merit să mi se pronunțe numele pe televizor, bineînțeles pe canalele Varanului, dar pe bloguri, acolo unde nu riscați practic nimic, faceți-mă albie de porci, pentru că, într-adevăr, așa cum falsificați audiențele în fiecare seară și cum v-ați năpustit atunci când vă bătusem și eu odată la Curul Gol, v-ați năpustit atunci să-l distrugeți pe cel care publicase aceste rezultate, el doar le dădea copy-paste, nu înțelegea nimic din ele, așa, l-ați bălăcărit și pe respectivul. Dom'le, faceți de data aceasta tot așa o incursiune, pentru că este inadmisibil ca trei ciraci ai Varanului să fie învinși, împreună n-au luat voturile subsemnatului. Asta este, de fapt, zic și eu acum, probabil că mă înșel, probabil că, de fapt, asta o fi diferența reală, da, între oameni de valoare și niște lulele. Că noi nu ne putem da seama de aici, de unde muncim, pentru că rezultatele sunt astea care sunt, dar noi le vedem exact invers. Suntem cam comunism, am mai explicat la Bobul lui Ceaușescu, care erau recoltele înainte de 22 decembrie și care erau după. Așa suntem și aici. Dar, încă o dată vă spun, aveți dreptul să contestați asta. Vreau să-l văd pe Varan răgnind, că și așa n-a scris niciun cuvânt despre superimunitate și despre toate nenorocirile astea. Mă deranjează un pic aici. Un moment. Nu știu ce am făcut. Și stă prost chestia asta în ureche. Hai să zicem așa, ca să nu mă deranjeze foarte tare. Ideea este că aștept. Sunt, după părerea mea, două zile în care aveți la dispoziție, pe căile obișnuite, să mă executați. Pe care, sigur că premiul va fi retras, deocamdată nu l-am primit, nu știu despre ce premiu este vorba, dar dacă totuși veți reuși în aceste două zile, cu siguranță că vi-l voi înapoia. Dacă e vorba de un Rolls Royce, atunci facem 50-50. Dacă e vorba de orice altceva, promit să îl restitui, că e conform legii, nu? Sunt dat în judecată, pierd procesul și atunci va trebui să mă execut. Am un mesaj pentru unul dintre cei mai teribili telespectatori ai noștri, se numește Tibi Cerghici.
care îmi spune așa, un mesaj personal pentru acest telespectator remarcabil, care practic scrie motoul emisiunii în aceste două rânduri. Domnul Banciu, când îmi mai pomeniți pe Crima Antonescu, faceți-ne cu ochiul, să știm și noi că este vorba despre Căcărău. Are dreptate, Tibi Cerghici, o să încerc să fac lucrul ăsta, deși ați văzut că al lui Căcărău s-a dat pe brazdă în ultima vreme și a devenit practic garantul democrației în această țară. Da, revenim și la lucrurile astea. Aș vrea să-i transmit, că aveam să nu sar de la una la alta, Marinei Almășan, am citit textul ei din ziarul Ring acum câteva minute, în care bombănea că nu i-au pus cei de la RCSRDS internet. Deci de două săptămâni semnase contractul cu ei, a dat zeci de telefoane, au amânat-o aia de fiecare dată, au pus-o pe robot, se schimbau centraliste, între praf au făcut-o pe Marina, a început să plângă Marina, a rămas fără net, acum trebuie să se ducă în audiență, nu știu ce. O singură remarcă, dragă Marina, de fapt două, Tesari nu se scrie cu doi de S, deși ar fi trebuit să știi lucrul ăsta că te pretinzi ardeleancă, este ungur de la el de acasă, să scrie cu SZ, Tesarei, deci este prima greșeală. Aici aș deschide o paranteză, nu înseamnă dacă pe tine te-a dus Georgica, pardon, Cornu, la Milano, că toate numele se scriu cu doi de S. Da? Nu. No. Și în al doilea rând, înseamnă că nu ești chiar atât de iubită dacă Dita mai Georgica, pardon, Cornu, te pune să dai tu telefon la RCSRDS. Ar fi trebuit să sune el. Că măcar atâta galanterie din partea unui bărbat. Dar se vede că, într-adevăr, de la o anumită vârstă și după anumite eșecuri, femeile chiar se mulțumesc cu orice. Bun, și acum, ca să nu trecem definitiv de la această chestiune, sau ba da, putem să trecem dacă e cazul. Contează, sigur, și niște amănunte pe acolo, dar nu sunt semnificative. Poate cu altă ocazie o să mai discutăm. Văzusem să nu uit, că de asta am preferat să trec la alt subiect, pentru că era să o scap din vedere și ar fi păcat pentru telespectatori. Iată-o pe Camelia Căpitanu. Aparent noi nu știm despre cine este vorba. După cum arată, probabil că lucrează într-o gară, la vreun birt, prin vreo gară de-asta de la țară, poate chiar la Războieni. O cheamă Camelia Căpitanu și fiți atenți. A fost comparată cu Marilyn Monroe și această comparație o onorează. Da? Pe la un coafor pe undeva și eu m-am tuns la Războieni, țin minte, acum vreo 20 de ani, cred, în gara, tot așteptând trenurile alea care nu mai veneau. A avut aici încă o replică pentru Marina Almășan și cu asta am încheiat. Eram la CNA și ascultam. O singură dată am fost prezent acolo în dosarul ăla cu maidanezii și până să-mi vină rândul, așteptam acolo în sală să vedem ce discută ceilalți care aveau de prezentat proiecte. Și la un moment dat au venit unii din Arad să își prezinte, nu știu ce, televiziune. Și au prezentat ei acolo grila de programe, lotul, așa, cine stă sus în poză, cine stă jos în poză, cine sunt acționarii, cu ce vor să umple, bine îmbrăcat. Se vedea că eu, care sunt obișnuit cu trenurile de noapte, mă uitam la ei cu un ochi de cușetist, așa, și îi vedeam pe oameni cum s-au îmbrăcat în tren, cum s-au dezbrăcat, cum și-au pus pantalonii la dungă, pe margine, luaseră probabil o cușetă dintre aia, un vagon de dormit, că erau vreo șase. Da, au stat acolo, au avut i-a costat cam 10 milioane. Chestiunea asta să vină până în București, că așa sunt biletele, ca până la Rio te costă să vii la vagonul de dormit de la Arad la București. Se vedea așa la colțul genelor că totuși nu dormiseră de emoție foarte bine toată noaptea, plus druncinăturile alea de tren. Au trecut și ei prin Războieni, au stat vreo două ceasuri pe acolo. Vai de mama lor! În fine, așa au prezentat proiectul și țin minte că Radu Călin Cristea, unul dintre onorabilii membri ai CNA, scriitorul Radu Călin Cristea, atât a întrebat la sfârșit. Domnul Georgică Cornu este chiar domnul Georgică Cornu? Pentru că ei, la un moment dat, în polologia aia fără de sfârșit, așa, l-au prezentat printre acționari și pe faimosul asfaltagiu Georgică Cornu. A fost genială chestia. Ăia n-au înțeles nimic. Au răspuns, da, este domnul Georgică. O colosală chestiune. Adică, într-adevăr, asta era dilema.
Păi, e chiar adevărat. Adică ne uităm la Georgică, cornul, cam ca la turnul Eiffel, știi? Dacă ni se spune mâine, știți, turnul Eiffel se află în pasajul Smârdan, la Mediaș. Păi noi întrebăm, știi, chiar turnul Eiffel? Sigur că te miri un pic. Sau s-a întors, nu știu ce, pantofar care plecase în Germania acum 35 de ani, s-a întors înapoi, e tot pe ulița aia, s-a apucat de pantofărie iarăși la Mediaș. Tot întrebă, ăi, ăla, bă, de pe... Știi, eu uluia la asta, nu-ți vine să crezi. Da? Și omul, într-adevăr, ascultându-i pe ăia, veniți de pe tren, bine aranjați, cravată, costum, veniți, lăsați sergențiile jos, probabil că erau încărcate, dacă era nevoie și de niște curcani, niște fazani, ce și mai imaginau ei că trebuie să dea pentru licența aia. Dar și asta l-a întrebat. Asta îi transmit doamnei Marina Almășan. Totuși ce șansă are în viață? Oare Georgică Cornu, de care beneficiați, e chiar Georgică Cornu? Să nu fie altcineva să vă păcălească. Că totuși asta cu telefoanele la RCS, RDS, că țiți internet, aș mai transmite ceva, da? Și că asta chiar că mă opresc. E târziu, doamnă, să vă puneți internet acum. Trebuia să o fi făcut acum 20 de ani. Că în 20 de ani apuci să-ți instalezi, asta vreau să spun. Adică e, deja nu mai e vreme de pus internet. Se ocupă și ea. Am și eu, să știți, de la Rom Telecom niște păsuri de genul ăsta, că știți că lor le plătești cu o lună înainte abonamentul. Da? Când semnezi contractul, la ei n-ai nicio reducere, n-ai absolut nimic, îți iau bani înainte pentru o lună jumate. Fără să fi văzut la televizor, la internet sau la telefon nicio secundă nimic. Îți iau cu o lună jumate înainte, profund ilegal. Am vorbit la telefon, nu mi-au dat nicio explicație. Dar vreau să le spun totul aia, când îți cade șandramaua sistemul, că am pătit și eu exact ca Marina Almășan, numai că eu nu l-am pe Georgică Cornu, n-are cine să sune în locul meu. Când ai telefoane și te programează, cât trebuie să aștepți până vin la tine? Deci suntem Marina, să știi, în aceeași situație. Nu contează că-i Tesari sau că-i unul din Honolulu, că până la urmă metehnele sunt tot românești. Asta ține de români, nu de Tesari. Tesari stă liniștit acolo la Oradea, dar nu-i vina lui, să știți. Sunt ăștia aici care... Bun, ajungem la pagine de interior, eram la Camelia Capitanu. Deci aceasta este Marilyn Monroe de războieni. Această muiere, e, uitați-o la interior, fraților, ce guriță are ea. Ei, păi nu mai trăiești tu, GFK, ce bucățică, frate. Hai să o ridicăm, că nu știu de ce ne uităm ca proști. Așa se uită la această imagine, știți ce spune? Sunt așa de pofticioasă. Cum să nu fii, mă, pofticioasă? Uitați-vă puțin, totuși, ce dantură. E, sunt niște detalii acolo, de la dinții ăia albi în jos, nu, acolo vreau să mă uit, chiar de data asta la guriță m-aș opri, le mulțumesc celor care au coborât acolo unde coborăm noi de obicei, nu? Păi totuși acolo sunt niște detalii pe vârful, nu știu, dar spune în mijlocul limbii, băi, sunt niște detalii de argumentat, mă tem că totuși nici măcar pamfletul nu ne scapă, aceste chestiuni, cum să nu fi, mă, pofticioasă? Acum, sigur, depinde cât poți să deschizi gurița aia de mare. Atât nu este suficient. Dar în orice caz, bă, cum? Când ești asistentă, a fost descoperită de Andreea Marin pe Facebook. Mamă. Este asistenta zânei. Oh, vedeți, este o gropiță acolo, un fel de podiș, așa, care are o gropiță, așa. Ăia de la Chevron n-ar putea totuși să exploreze un pic acolo? Extraordinar. Aceasta este Marilyn Monroe de războieni. Poate veți fi promovată, doamnă, la Teiuș, da? În orice caz, undeva mai spre Alba Iulia, abar n-am. Nu știu dacă chiar la Teiuș, să știți, gară mare. Probabil că n-ați fost niciodată acolo, dar gară mare. Opa! Na, o veste proastă pentru comunitatea romă, o informație venită din Franța. Un TER a trecut fără să-i pese peste un cetățean. 900 de pasageri a unui tren de la Nisa au fost evacuați. Moarte de om, adică au trecut peste unul. Un pic ceva mă face să gândesc că omul noda sau deznoda niște cabluri, niște căblulețe dintre alea și a trecut TER-ul ăsta. Alea albastre, dacă le știți, trenurile alea care merg de la Marseille la Nice. Toată ziua sunt 100, într-un sens 100 în celălalt. N-ai 3 minute liniștite să nu treacă unul de ăsta. TER
se numește Train Express Regional, adică este un fel de personal. Oprește în toate gările, dar are prostul obicei, atunci când șina e ok, să meargă cam cu 100-120 pe oră. Cred că i-a trecut peste mânuță unuia, n-aș vrea să fiu în locul lui Mădălin Voicu în aceste momente, voilà, c'est ça. Uite ce îmi spune, la Tesari se scrie, îmi scrie Marina Almășan, Tesari se scrie cu S, da, dar cu Z mic, că nu, sunt, nu e vietnamez, nu e Tes și alt Zari. Și îmi spune așa, și eu tot de la Rom Telecom am zbugit-o către Tesari, dar se pare că am nimerit din lac în puț. E, asta este, sigur, dar nu trebuie să ne considerăm dezavantajați sau... Ne-am abonat noi într-o eră nefericită. Până la urmă, asta e. Bun, de la Camelia Căpitanu, care ne va bântui multe nopți, în locul Marinei Almășan, mâine a scrie despre gurița Cameliei Căpitanu, ceva mă face să cred că ei niciodată nimeni nu i-a refuzat internetul. În fine, asta e părere personală. Demnitarii corupți vor deveni de neatins, ne întoarcem la poveștile, n-am putut să scăpăm, șefa DNA, Laura Codruța Căveșii, Căveșii, transmit doamnei Almășan, să scrie totuși cu capa, așa se citește Căveșii, nu Covesii, trage un semnal de alarmă după modificarea codului penal. Înainte de a aborda și noi foarte pe scurt aceste probleme care au fost deja dezbătute de oameni importanți ai statului, aș vrea să vă demonstrez cum se fură în România. Dacă mai erau motive ca unii să creadă că trăim într-un stat de drept, uite, eu le demonstrez cu altceva. Nu cu discuții despre penale, despre civile, despre imunități, despre superimunități. Uite, am un alt exemplu ca să vedeți totuși în ce țară trăim. Vine de la Galați această știre, unde autoritățile locale se pregătesc să risipească 10 milioane de euro doar pe studiul de fezabilitate al celui mai fantezist proiect de infrastructură din toate timpurile, construirea unui tunel rutier pe sub Dunăre, care să asigure legătura între cele două metropole, Galați și Tulcea. Absurditatea constă în faptul că subsolul Galațiului este format din lăs, pentru bucureșteni din loes, și din această cauză nivelul pânzei freatice este foarte ridicat. Efectul este deja vizibil, peste 30 de blocuri de locuințe din Galați sunt afectate de tasare, iar în mai multe zone ale taluzului, falezei Dunării, s-au produs alunecări de teren și surpări. Astea sunt semne evidente ale instabilității solului și Galațiu, din aceste motive, n-ar putea să aibă măcar metrou, cum are San Francisco, cu atât mai puțin tunel rutier pe sub Dunăre. Da, mă rog, asta a interesat mai puțin autoritățile locale. Și fiți atenți acum. Ideea acestui megaproiect, la care nici măcar chinezii nu s-au gândit, a pornit de la ideea podului peste Dunăre în zona Galați-Brăila. Până aici nimic neobișnuit. Uite că am ajuns în secolul 21 și nu avem un pod peste Dunăre între Galați și Brăila. Proiectul se discută din 1995 și a fost speculat electoral de politicienii din cele două orașe, firesc. În 1995 a început conflictul între Hutu și Tutsi în Rwanda, Burundi, vă povesteam zilele trecute. Pentru că la Galați, Albia Fluviului este de trei ori mai lată decât la Brăila, proiectul podului costă mai puțin la Brăila, firesc, și în luna mai premierul Victor Ponta a și anunțat acordarea unei garanții guvernamentale de 140 de milioane de euro pentru proiectul construirii podului la Brăila. Cum autoritățile Galațiului vor însă ca traversarea Dunării să fie la ei, au lansat ideea construirii tunelului, văzând că nu se pot înțelege nici cu Ponta, nici cu brăileni. Lungimea acestui tunel, o nimica toată, 2,6 km, din care 1,560 km galeria propriu-zisă, săpată cu utilaje speciale, iar 0,5 km ar fi realizați prin săpătură deschisă. Lungimea totală a șoselei, ce va lega malul Gălățean de cel Tulcean, un fleac, 8 km 960. Tunelul va avea două benzi de circulație, începem să ne imaginăm, și o bandă de urgență. La fiecare 500 de metri ar trebui să existe ieșiri de urgență către galeriile de salvat. Să nu mai vină Gheorghe Dinică, ca atunci în explozia, să se îmbrace cu asbestul ăla și să salveze Galațiul de la o catastrofă. Potrivit studiului tunelului, fiți atenți aici, acesta va costa mai mult, un pic mai mult decât se credea inițial. Noul preț este de
229.355.000 de euro fără TVA, cu un plus până la 40%. Asta ar însemna cu TVA, în cel mai bun caz, de prețul minim, 284.400.000 de euro, dar vă spuneam, o majorare de 40% nu este exclusă, pentru că nu știi când intervin niște probleme neanticipate inițial. Așadar, s-ar ajunge la o valoare de 398.160.000 de euro. Bă, eu spun că este absolut fezabil, absolut jucabil, atât timp cât toate sunt făcute în această țară. Iată momentul în care România să se dispenseze de 400 de milioane de euro ca să facă o șosea pe sub Dunăre, două benzi plus bandă de siguranță. Dacă aș fi Dan Șova, știți ce aș întreba mai întâi? Dar cine o păzește? Cine o păzește, tată? Pentru că în Dunărea e ușor de furat. Dacă fur Dunărea, ce se mai poate prăbuși peste această șosea? Doamne ferește să fie oameni și pești împreună pe acolo, să trăiască, să vină occidentalii, chinezii, cine ne mai dă ajutoare, cu submarine, rușii, după aia dacă vin rușii, atenție, cam încheiem cu șevronul, da? Deci toate lucrurile astea ca să-i salveze pe oameni, blocurile pe acolo făcute terci, în orice caz este un proiect, acum haideți să facem un pronostic. Cam în ce secol credeți că se va realiza această tărășenie? Variantele sunt următoarele. Ca la vrei să fii miliardar. Secolul 24, secolul 34, secolul 44 sau nu mă pronunț. Asta pentru cei care vor să prindă și ziua de mâine, pentru cei care au obligații politice, pentru reporteri în general, pentru moderatori. Da? Nu vă pronunțați, pentru că înainte de 10 secole eu nu văd cum s-ar șurui toată Dunărea pe acolo. Ei n-au făcut până acum și măcar o conductă sănătoasă, demnă de acest nume, și vor practic autostradă să cheamă asta, pentru că sunt două benzi plus banda de urgență. Mă gândesc că aia e pentru taxiuri, că doar taximetriștii nu stau la linia continuă. Da? Ei vor trece pe acolo, sau nu vreți să faceți și tramvai pe sub Dunăre? Mai ales că tradiția brăileanu-gălățeană cam către asta duce. Tramvaie cu covrigi în coadă, de exemplu. Să ne amintească și de vremea turcilor, că n-ar fi rău. Pe prima pagină, în click, uitați-o pe Silvia Chifiriuc. Știți cât am invidiat, cât l-am invidiat pe el când s-a dus de acasă? Cu toții ne dorim ca la 70 de ani să avem șansa să plecăm de acasă în brațele unei june și să ne lăsăm nevasta singurică și plânsă. E, cine-i Petre Roman, tată? Totuși băiatul, și-am apreciat atunci, a așteptat până i-au plecat de sub picioare toate trenurile, și în stânga și în dreapta, și când a ajuns la bătrânețe și a găsit o manelistă și dus a fost. Uitați-o pe Silvia Chifiriuc, lansată în muzică, în sutien, cum să nu te duci așa, mă? Dai și tu un pic timp înapoi, ia uitați-o, bă, are sutien cu buline sau nu văd eu bine acolo? Astea sunt găuri, bă. Așa e, că m-am uitat prea bine acum. E de la Milano, să știți. Ăsta este cumpărat de la Milano. Cine o fi dus-o la 23 de ani la Milano, nu e o problemă pentru Petre Roman, întrucât oricum Silvia Chifiriuc nu-și mai amintește. Astea sunt tinerețile. Ea era mică și proastă pe vremea aia, Petrică, bine că ai venit tu. În 95-96 făcea primii pași, când începea războiul Rwanda și Burundi. Uite cu ce se îndeletnicea doamna Chifiriuc. Dar nu, nu o să facem greșeala să spunem că din cauza sau datorită acestui sutien, că nu știu exact cum să spune, a ajuns în muzică. Nici vorbă, bineînțeles că nu. A ajuns pe merite, a ajuns pentru că avea o voce, să spune, cum avea Fiona de în Shrek. Când începea să cânte, ați văzut, să spărgeau și ouăle de pasăre. Acum o veste pentru Moș Crăciun, că am înțeles că nu poate să rivalizeze cu Freebox și cu alte companii de telefonie mobilă, asta pe la francezi. Tableta dereglează creierul copiilor. Am înțeles că toți copiii cer tablete lui Moș Crăciun. Moș Crăciun n-ar avea bugete de tabletă, dar trebuie să caute. Uitați, creierul copiilor s-ar deregla de la această tabletă venită probabil prea devreme. Eu, uite, nu știam că Mihaela Rădulescu este iubita lui Ion Țiriac
Și nici de cum nu este iubita lui Dani Oțil, era firesc că e o cioacă asta, ea s-a ascundea după Oțil și de fapt să iubea cu Ion Țiriac. E, uite dovada, sunt despărțiți de Revelion. Bine, i-a rugat pe ăștia de la Libertatea că dacă nu le va mai da niciodată nicio știre, să-l pună tot pe Dani Oțil. Dar știți unde i-am prins? Ea se distrează separat la cumpăna dintre ani, la Monte Carlo cu milionarii, el în Africa, pe plajă. Nu, în Africa, da, și pe plajă, dar cu picioarele pe plajă și cu bazuca în savană. Ion Țiriac, sigur, păi n-avea cum, tată, nici n-avea cum. Bă, cât de proastă să fii. Pe când așa, măcar ai spatele asigurat și știi cum e, ei joacă, a, da, să nu uit, ei joacă popa prostul cu carduri. Ăla e verde, ăla e portocaliu, ăla e albastru. Bine că mi-am amintit că era păcat, să știți, să ratăm un asemenea. Oh, păi asta este Scarlett Johansson și Marilyn Monroe în același trup. Dumnezeule, din păcate, nu-i de nasul nostru. Dar altceva vreau să vă arăt, că tot vorbeam. Ia uitați-vă, bă, frate. Acum, pentru toți bișnițarii care n-au suficiente iubite, pentru toți boschetarii care speră să iasă în următorii 3-4 ani de la pușcărie, pentru cei care încă n-au intrat, ce credeți că și-a tatuat această divă, pardon, ia să spun un cuvânt urât, ce credeți că și-a tatuat, mă? O pereche de ași. Mă, băiatule, mă, ia uitați-vă puțin acolo, mă. Cine știe cine și-a uitat cărțile pe la ea? O, Leonea Piții, dacă tu ești ăsta, tată, chiar că ai tras lăi încolo de greci, a văzut cineva, nu, că joacă și poker. Și cred că sub el scrie cel mai iubit țigan, nu-mi dau seama. Extraordinar, bă. Bă, deci este, îmi pare că totuși e un ful. E, a fost servită cu un ful. Pare rău că nu mă pot uita numai la aceste cărți, dar este cu Jessica, o cheamă. Știți ce adoră? Crenșniturile. Bărbatul ideal trebuie să fie frumos, bogat și deștept. Alături totuși o vedem pe Raluca Lăzăruț. N-am mai pomenit-o de mult. Bă, și într-o seară am avut o revistă, am uitat să vă arăt. Erau Adela Popescu și Raluca Lăzăruț pe două pagini diferite. Extra, feblețile mele una lângă alta. N-aș fi știut să fac nicio alegere. Uitați-o pe Raluca Lăzăruț, cam ce mașină conduce. O vedem aici. Da, totuși o îndoim pe domnișoara asta că nu ne mai folosește la nimic. Raluca Lăzăruț este în mașină sau tocmai a ieșit din ea. Uitați, cam asta e mașina Raluca Lăzăruț. Vezi dacă ai apărut goală la televizor, ce conduci? Vezi, mă, dacă știi... Vezi, mă, dacă știi să te vinzi, ce a făcut? A blocat o stradă ca să se ducă la un salon. A blocat-o, tată. Ei, aveți curajul să-i luați mașina, dar puteți să-i luați tancul ăsta cu ceva? Raluca Lăzăruț, mă. Ce a apărut dezbrăcată la Big Brother. Și de atunci, frate, bă, totuși încă până la prostia absolută mai este un drum, nu circulă în Airbus. Merge și Airbus-ul pe caldare. Încă nimeni n-a ajuns, sau poate nu-i chiar atât de pretențioasă să-i ceară unui adun un avion, la un moment dat. Asta cu BMW, păi BMW, de ăsta au toate șarlele. Ăsta este toți copiii, toți prietenii copiilor lui Cristi Borcea umblă cu BMW-ul de-asta. Astea sunt fumate, tată. De ăsta avea Franck Ribéry pe vremea când juca în Liga 3-a, la Liburn, Saint-Seurin. Tot cu de-asta umbla. Ce e asta, mă, bă? Și-a bătut joc ăla de aproape că ea nu mai știe cum e cu BMW-ul. Uită-te la alte divuțe dintre astea. Uitați-o pe Roxana Ionescu. Nu am iubit, deci în consecință sunt tot singur. Eu credeam că tocmai dacă n-ai iubit, ți-ai găsit fericirea. Uitați-vă, bă, la ea. Bă, totuși, vreau să întreb și eu, cât te costă, mă, chestia asta așa să... Dar nu puteai să tragi un pic de albastru ăla mai tare, așa? Ce e asta, mă? Și ele ies pe tarabă ca și cum și-ar pune unul piersicile
Vine unul și zice, sunt pe gustate. Da, domnule, gustați din ele. Și ești molfă un pic piersic. Aia te uiți așa spre pepeni altuia. Parcă nu e așa de dulce. Dar nu, gustați-o. Și după aia faci o încrestătură de aia la piersic. O iei. Bună, cam așa e și la astea, mă. Cum să te vinzi, mă, halul ăsta, mă? Ce este la kilogram? Prostia la kilogram. Să vă veniți și înfructați-vă din ea. Puneți o poster. Astăzi nu mai pune nimeni poster cu Sandra. Iar ascultam astăzi la căști o melodie a Sandrei când veneam aici. Ce vremuri, bă, frate! Toate WC-urile publice din România, toate WC-urile de la țară, dar nu astea de 10.000 de euro, alea cu muștele alea mari și verzi, da? Toate erau cu posterele Sandrei. Bine, noi aveam și aplecarea asta pentru că era iubita lui Michael Crețu, timișoreanul ăla cu mustață, la care toți românii se zuceau și ziceau, dar ce are ăsta, mă? Michael Crețu, un mustăcios de la... un fel de Adrian Sârbu tânăr, așa. Ăla era Michael Crețu, că îi compunea dumnezeiește. Sandra nu știa nici două versuri să scrie pe hârtie, dar tăticule, când o vedea în pozele alea, ce capitan, ce Roxana Ionescu, vai de mine, ce tinerețe am avut, bă, frate. Samantha Fox, să un fel de Samantha Fox mai, cu mai puțină drojdie, da? Simona sau Roxana Ionescu. Bun. Dizolvarea Parlamentului, ajungem teatral așa să punctăm și aceste subiecte, pentru că deja chiar nu mai merită să ne batem capul. Am avut parte de o lovitură de stat, eșuată deocamdată. Victor Ponta, așa cum bănuiam, întors de la Johannesburg, a avut, ferească Sfântul, ocazia să aleagă, da? 12 ore l-a dus, 12 ore l-a întors, da? A venit și de la mort. Deci a avut unde să se reculeagă, 24 de ore să mediteze ce va declara la întoarcerea în țară. El nu s-a dus spre Bangui. François Hollande, săracul, că tot îl pomeneam, s-a dus așa, Paris, Johannesburg, dar cu viteza cea mai mare ca să ajungă înaintea lui Nicolas Sarkozy, care a plecat la 12 minute în spatele lui. Și a fost o goană de asta pe autostrada timpului și a cerului înstelat al Africii. Uite așa mergeau cu avioanele care să ajungă mai repede la Johannesburg. Practic au aterizat în același timp. De la Johannesburg s-a dus la Bangui, în Republica Centrafricană, unde francezii seamănă teroare în momentul ăsta, trupele lor. Și de la Bangui s-a dus la Rio. Business cu brazilienii, nu știu ce. Ăia imediat cum au ajuns, l-au întrebat, a ajuns și la Brasilia, capitala statului, și l-au întrebat de sfertul de finală Franța-Nigeria, care a urmat să joace acolo, la Brasilia, asta transmit și corespondentului, Argentina, deci a urmat să joace cu Elveția în condițiile astea, Franța cu Nigeria, Bosnia ar fi out, la Brasilia s-ar juca acest meci, ăia deja vând caschete la Brasilia, la Tarabă cu Franța-Nigeria. Bun. François Hollande, sigur, la fotbal se pricepe, la politică mai puțin. Totuși, cum e, mă, să te duci Paris, Johannesburg, Bangui, Rio de Janeiro. Ăsta, da, periplu pentru șef al statului. Doar Nelu Barbu a făcut peste. A traversat toată Asia Centrală și a ieșuat prin Macao, prin Hong Kong. Așa. Deci, după puciul ăsta nerezolvat tehnic până acum, Victor Ponta a venit, avea 3 sau 4 variante, a ales-o pe cea la care ne și așteptam, lașitatea. A venit și a spus, nu sunt la curent. Cei de la B1 au inventat termenul de superimunitate. Păi da, dar dacă noi am fi zis așa, trebuia să-i spunem cumva. Da? Este vorba de o imunitate sporită, domnul Ponta, că despre asta e vorba. O bătaie de joc la superlativ. Da? Ați văzut, toate ambasadele, Marea Britanie, Statele Unite, Germania, Olanda, Jean-Passe de Meyer, plus Comunitatea Europeană, Uniunea Europeană, satul Schengen din Luxemburg, da, și confrații noștri transnistreni, cu toții s-au manifestat împotriva acestei întoarceri spre Belarus a statului de drept numit România. Da, este pur și simplu o ticăloșie, nici n-aș mai spune că deja e de nivel african, întrucât iată, pare să fie de nivel bolșevic, și aici nu sunt cuvinte prea mari, că noi nu exagerăm, nu folosim cuvinte doar așa ca să impresionăm, gen Daniel Barbu, da? Nu. Sunt niște cuvinte absolut normale, spre bolșevic, sigur că e din prostie, dar, bă, tată, cum să iei o astfel de decizie, cum să se asume așa ceva, cum să te faci că plouă? Când ai făcut așa. Păi dacă Daniel Barbu și-a dat demisia pentru
nenorocirea aia cu SIDA, da, a făcut acolo o confuzie, probabil că s-a și pripit, n-a avut consilierul lângă el, l-a luat gura pe dinainte, cum se spune pe românește, până la urmă, e clar că regretă, își dai seama și el că a făcut o tâmpenie, așa e, a scăpat gura pe dinainte, s-a curățat. Bă, dacă ăla a demisionat pentru atâta, tu pentru așa ce chestiune nemaipomenită în Europa comunitară, nemaipomenită, nici măcar imaginată, păi da, măi, la mintea cocoșului ăsta, numai în dictatură se poate, ajung la putere, da? Tipic de Varan. Mă, tată, ajung la putere, de-a doua zi nu mai pot să fiu tras la răspundere. Toți șefii de stat care au avut niște țări sub ei, adică au condus dictatorial, au făcut acest lucru. Nicolae Ceaușescu la fel. Ce puteai să tragi pe cineva la răspundere în vremea? Exact asta încercau să facă ei. Știți la ce mă duce gândul? Că într-adevăr vorbim de pomană. Asta înseamnă că, de fapt, microbul Antenei 3, iarăși niciun fel de exagerare, nu este o trimitere forțată. Înseamnă că microbul ăsta, de îndobitocire a oamenilor, ceea ce este real, de spălare de creiere, bă, a ajuns într-atât de departe, încât i-a contaminat, că ăștia numai la Antena 3 să uită, chiar și pe oamenii care trebuiau să aibă luciditatea să ne conducă. Pentru că nu mi-explic altfel. Și cum să te duci? Asta e nici măcar într-o joacă în fața școlii, nu poți să spui așa ceva. Oricine ar avea puterea în mână în orice domeniu, ar putea să zică, ei bine, de astăzi încep să tai capete. De astăzi vă execut. De astăzi vă pun pe toți la zid. Este vremea ghilotinei aceasta. Te ducem în Piața Mare și te stăiem capul. Da? Sau a evului mediu iranian. Cam așa suntem noi în momentul de față. Cum să vii și să streagă pe care? Evident că trebuie dizolvat Parlamentul. Din păcate nu se poate din punct de vedere tehnic. Sigur că trebuie dizolvat. Cum să te mai uiți în ochii unor oameni care erau citați astăzi la Europa FM? Moise Guran parcă avea emisiunea, eram într-o mașină și omul cita, s-a părut bună inițiativa, îi cita pe toți ăștia, nu i-a ajuns timp între două pauze publicitare, că la ea publicitatea e sfântă, tot întreba, mai am timp? Probabil zicea la în cască, mai ai, mai cita doi. Zicea niște nume și după care spunea PSD. Nu, PSD. Bă, a citit 80 de nume de-astea. Toți erau PSD. Toți ăștia erau de acord cu această superimunitate. Păi deci nici măcar acasă, când te joci bambilici, cu nepoata, cu fiul, cu nevasta, cu socru, cu oricine, nu poți să faci așa ceva. Nici măcar în glumă nu poți să spui. Că și acolo ar trebui, ca înalt demnitar, să te temi că nu cumva vreo draperie netrasă, vreo ușă întredeschisă, da, vreo un microfon cât de mic, vreun porumbel care să fie intrat printre asta, să nu te audă cumva să spui așa ceva. Cum să ajungi, mă? Cum să te voteze toată țara? Ce or fi zis cei 7,4 milioane de cetățeni când au auzit ce li să... Pă, fraților, nu cumva când v-ați dus în cabinele alea de vot era și varianta asta și n-ați citit bine? Nu cumva e ca la contractul cu marile firme? Era acolo o cruciuliță, o steluță dintre aia și jos, mic, mic, scria când o să ajungem la putere pe mulți vom popi. Da? Era, apropo de popi, nou ministru al culturii se pare că va fi un popă, îl cheamă Știrbu, după cum v-am spus, să vedem. El este Gigel Știrbu, 6 ani a fost preot, da, evident că după ce ai fost preot trebuie să ajungi la cultură. În fine, el este susținut de liberali, să vedem dacă până la urmă va fi aprobat și de PSD, pentru că am înțeles că PSD-ul îl vrea pe Bolcaș cu tot din adinsul, l-am auzit astăzi pe Victor Ponta, Bolcaș n-ar fi foarte bine susținut de liberali, să vedem, aici poate să existe un troc. Bă, Bolcaș, după părerea mea, este indispensabil. Deci dacă nu-l pui pe Bolcaș, mai rămâne doar Florin Condurățeanu. Da? Nu mai avem pe cine să punem la CCR. Deci Bolcaș ăsta, și că are o moralitate, a folosit un termen Victor Ponta pe care nici dacă m-aș uita de 10 ori la înregistrarea n-aș putea să-l rețin, atât este de absurd, ceva cu o moralitate de necontestat după atâția ani de meserie. Bolcaș, mă? Antisemit, omul Corneliu Vadim Tudor, cel care a pus în paranteză statul de drept, un torționar, practic, da? Un terchea berchea, literalmente, este pe cale să ajungă... Bă, tată, ok, aș fi fost perfect de acord cu Victor Ponta
dacă această numire n-ar fi fost a 366-a numire eșuată a guvernului Ponta. Vă țineți minte pe Victor Ponta de fiecare dată când numea pe cineva. Încă din vremurile alea, de la început, cu mangă aia, de obosea Turcescu aici, cât îl tot prezenta pe ăla cu plagiatul lui. Lunga listă, nimeni nu-și mai amintește toate numele alea, dar cădeau ca spicele. De fiecare dată, drept, fără simțul ridicolului sau al umorului, Victor Ponta le vorbea jurnaliștilor, jurnalistelor, care stăteau cu microfoanele acolo trepidând, despre moralitatea impecabilă a alesului pe care PSD-ul, pentru care PSD-ul își pune capul pe calea ferată că este omul ideal în locul ideal. Bă, toți au eșuat. Erau incompatibili, erau corupți, erau impostori. Erau ultimii oameni, erau pușcăriabili. Bă, toți au căzut din diferite motive, unul după altul. Că și ziceau unii, prin străinătate, bă, săracii nici noroc n-au. Deci, ok, au vrut să vă fure. Bă, dar chiar așa de repede să iasă toți la suprafață? Bă, după toată această listă, 300 și ceva de eșecuri, practic, tu îl pui pe Bolcaș, mă? Deci de ce nu l-a scos pe ăla cu ceafa tare? Pe Cătălin Voicu, dă-n pușcărie și să-l numiți direct pe el. Cred că s-ar putea face Adrian Năstase, hai să zicem că era prea ocupat. Da? Poate vrea și el să-și petreacă sărbătorile astea în tihnă și îl vedea după. Dar iar pe Cătălin Voicu, tată, du-l direct din penitenciar la CCR. Care ar fi problema? Îmi asum, a spune Victor Ponta, noi nu trebuie să ne luăm după B1 TV. Deci B1 TV îi stă în gât premierului. Bătăliile lui Victor Ponta sunt cu B1, de fapt cu alea două, trei jurnaliste care îl intervievează, că nu cu noi. Până aici n-ajunge niciodată. Da? Acolo, mă, mizele alea mici de tot, microfoanele alea întinse, și cu Traian Băsescu, care într-adevăr acum se pare că este la foc automat și în fiecare zi apare la televizor, să fie enervat și Băsescu, asta e. Până la urmă, de ce să n-apară? Că jocul ăsta a înțeles și președintele, uitați-l, îl vedeți la 11 dimineața mâine la evenimentul zilei, e emisiunea aia colosală, când deci, să dă imaginea pe Marian ăla, răzuite Marian, să uită un pic că nu știe când e în direct, mai aș dă, așa domnul Băsescu, deci nu salută pe nimeni, nu este niciun început la emisiune, direct pe Băsescu. Băsescu râde deja un pic, că probabil înainte schimbaseră niște zile. Așa începe, e colosală. Deci el stă probabil să spune, ești, în direct, live! Gata, după exact ca la surdul ăla pe care l-am prezentat noi aici, că era la Europa Nova, să nu știu cum se numea canalul ăla, ne-a spus Mihai Bendeac, el știe pe toți ăștia, a văzut tot internetul ăsta de sute de ori, căutând probabil talente, pe ăsta uite nu l-ai găsit. Da? Te-ai răcit, ce? Ăla cu portul, cu graiul. În fine. Deci asta spun. La Cătălin Voicu, nu v-ați gândit? De ce aveam, mă, tată, la câte am îndurat până acum, cum ar fi fost, bă? Deci direct din pușcărie, dar să știți că nu trebuie să le dăm noi idei că au ei destule din punctul ăsta de vedere. Deci atenție, au fost urecheate ambasadele Marii Britanii, Statelor Unite, Germaniei, hai să spunem RFG-ului, așa și Olandei. Au fost urecheate. Titus Corlățean foarte deranjat pentru că nu l-au nominalizat și că de ce s-au adresat ăștia presei și nu Mae? Pentru că la Mae, să chiar să-l citez exact pe Titus Corlățean, în fine, nu știu dacă îl mai găsesc, nu contează, are el o replică, cum rezolvă ei toate la Mae? Da? Cum le rezolvă ei? Uite aici e. Noi întotdeauna am fost extrem de deschiși și disponibili la Mae să încercăm să clarificăm anumite aspecte, să vedem dacă sunt greșeli, cum pot fi reparate, dacă sunt lucruri care trebuie înțelese, inclusiv din partea ambasadelor, să le clarificăm și să fie mai bine înțelese. Așa s-a adresat Titus Corlățean. Este o practică pe care eu nu o înțeleg și nu o agrez, adică aceea de a nu-i te adresa direct lui, pe site-ul ăla unde, dacă intrați pe Mae, vedeți numai poze cu Titus Corlățean. Așa au făcut și predecesorii lui, e adevărat. Eu intru să mă mai uit dacă s-a pus viză pe Vanuatu sau nu. Dacă e viză pe Tonga, pe Fiji, asta mă interesează. Deocamdată nu e. Tuvalu ăștia, Palau, dacă ne cer viză. Și îl văd pe Titus Corlățean, îți mai vine să mai arde să te duci undeva? Și nu mă poze cu el. Am mai precizat că după ce va primi informații privind modificările la codul penal
de la conducerea Parlamentului și de la Ministerul de Justiție va putea discuta direct cu reprezentanții ambasadelor. Da? Deci stați să vină întâi. Extraordinar, bă! Deci tot ce s-a auzit până acum poate nu e adevărat. Noi le trebuie notificare ca el să se adreseze. Dar oare în ce limbă, domnul Corlățean? Și cam cu ce argumente? Aia ți-au spus, domnule, vreți dictatură? Aplicați chestiunea asta, dar atenție! Încălcați toate principiile, toate astea și nu vă mai dăm guli. Nu vă mai dăm spanac. Nu vă mai dăm coada șoricelui. Nu mai primiți păpădie. Nu mai aveți nimic. A, blocăm toate astea, ajutoarele sunteți așa. Rămâneți singuri în Europa, dacă vreți. Da? Încălcați toate, vreți dictatură? Ce să le mai explici, mă, lor, că nu v-ați făcut destul de râs? Râde toată Europa de noi și voi vreți explicații? Stai întâi să primim raportul. Publicitate și revenim.